Salutare! Am venit astăzi iarăși la o partidă de pescuit la crab. Sper că astăzi să-mi intre primul overten din 2020. Dar să vedem. Vremea astăzi a fost destul de caldă, dar acum spre seară s-a înnorat și plouă. Dar mie îmi place atmosfera asta. Pescuiesc. Tactica de azi este să pescuiesc un băț în mijlocul bălții. Un singur băț acolo. Unul în malul acela, cam la 2 metri de mal exact, în dreptul copacul acela. Unul chiar aici în colțul bălții, tot așa la 2-3 metri de mal. Și unul pe undeva pe aici. Cele mai mari așteptări, sincer, le am de la bețele din mal. De asta și eu am 3 bețe în mal și doar unul pe mijlocul bălții. De obicei, vara pe mijlocul bălții se prinde mai bine decât în mal, dar acum primăvara am observat că merge mai bine în maluri. Deci, să vedem ce fi. Am o trăsătură la bătă din malul celălalt. Hai mă, iau-o ca lumea. Da, e agățat. S-a pornit un vânt destul de tare. Niște rafale destul de puternice. Sper să nu. Despre pește, nu știu ce să zic. Vine destul de greu. Vine la fel de greu ca unul mare. Dar nu. Nu se știe niciodată. Da. A scăpat. Venea greu ca unul mare, da. Care îmi scapă anul ăsta. Am intrat la bila asta mică de 20 din malul celălalt. Bila este încă bună, câligul este în stare ok. Să relansez. Sper să reușesc să lansez, să nu dau pe mal, pe malul celălalt. Îmi bate vântul din spate. O să ducă puternic. Dar
S-au auzit că sunt în apă. Da. Bun, e în apă. Nu știu sigur unde, dar e în apă, măcar nu e pe malul celălalt. Deci asta a fost prima arătare, primul pește scăpat pe 2020. Nu e nimic, bine că este activitate. Da, trăsătură la bățul din mal. Luptă bine peștele ăsta. Hai băi. Thank you.
privește foarte frumos. Da, e chiar frumos peștele. E lunguieț, e aproape la fel de lung ca salteaua. Da. Și se vede aici, a intrat la boilesurile artificiale, despre care chiar zilele trecute am făcut un clip. Aici am 3 sferi de boiles. Aromă ceva Oriental Spice, ceva aromă orientală picantă, și peste asta am un capac cam, e cam o treime dintr-o bilă, dintr-un pop-up cu aromă de alune. Deci la la combinația de aromă orientală cu alune. Bun. Asta e peștele, o să fac imediat și o poză. Da, deci este ora 1:22. După un crap ratat, mi-a intrat crapul acesta. Este foarte frumos. O să-l cântăresc imediat. Da, gata. După ședința fost gata să plece. A fost chiar bătăios. Parcă se simte chiar și când se încălzește apă, doar cu un grad, două. Bun. Deci până acum am avut două prezentări, două trăsături. Ce e interesant e că încă se aud pești sărind. Asta e bine. O să mai iau o mână de bile. Asta. O să merg să plantez iarăși bățul. Da, deci. Deci boile, sările artificiale, acum în combinație aromă orientală cu alună, au dat iarăși lovitura. Cam așa arată, vedeți? Bun.
Iau. E înclicit acolo în vârf. Bun. Îl plantez iarăși. Nici nu trebuie mai departe de atât. Sper să pot pescui în colțul ăsta și în timpul zilei. Sper să nu vină alți pescari. Și să-l chem acum. Deci cu tot cu pește avea 11,5 kg. Deci probabil fără pește. Ia să vedem. Deci fără pește are 5,5 kg. Deci peștele avea 6 kg. Pentru 6 kg a fost destul de bătăios. Bun, să-l așteptăm pe următor. Da? Nu știu cât e ceasul, dar oricum e spre dimineață. Am o trăsătură la bățul care era în mijlocul bălții. Pare a fi un pește frumușel.
Da, este o oglindă. De asta e așa de bătăioasă. Se lasă greu de tot oglinda asta. Da. Sper să nu iasă câligul. Thank you.
Urina asta nu e foarte dornică. Să mă vadă. Ok. Da, s-ar putea să am în sfârșit primul over 10. Da. Da, și în momentul ăsta mi-aș fi dorit să am celălalt mincioc. Mă descurc și cu ăsta. Da, eu zic că în sfârșit este primul over 10. A intrat la o combinație de două bile, căpșuni și squid, două bile de 20. Da, bun, deci ăsta a fost cel mai lung drill din 2020. Deci ăsta a fost cel mai lung drill de până acum. Deci este ora 5.45 și tocmai am avut parte de cel mai lung drill al meu de până acum. E această grindă super faină. Bun, o să cântăresc și eliberare. Deci am cântărit-o cu soltea, cu tot arată 15,5 kg. O să cântăresc imediat și salteaua, doar separat și o să vedem. Încet. Da. Da, o frumusețe. Și drillul a fost frumos. Cel mai frumos din 2020. Bun, acum întrebi salteaua. Deci cu tot cu pește mi-a arătat 15,500. Șase sute. Ah. Deci nici ăsta n-avea. Peste 10 avea 9 kg. 900, cam așa. No.
nu-i nimic, oricum, a fost frumos drill. S-a făcut dimineață. Azi noaptea a fost foarte, foarte bine. Am avut 3 drilluri, 3 run-uri și am prins 2 crapi frumoși. Urmează 9 zi. Sper să mai am astăzi încă măcar 3 crapi prinși. Dar să vedem. Semnele sunt bune, e destul de cald, ținând cont de faptul că săptămâna trecută pe vremea asta am cam înghețat și ne-am ghețat și bețe și tot, deci a fost minus câteva grade bune. Noaptea asta a fost chiar ok, am dormit doar cu o geacă subțirică și cu sacul de dormit. No, deci urmează 9 zi, să vedem ce noroc mai avem. Da, am ceva prezență iarăși pe un băț acolo, să-mi aduc minciogul. E o oglinjoară frumoasă.
Da. Micuță, dar frumoasă. Bun. Bun, nu mai scoate din dezmorțeală. A venit din malul celălalt. Acolo chiar a fost ceva activitate în dimineața asta. Și nu știu, am o presimțire că vor mai intra pești. Dar cred că trebuie să mai pun un băț în malul. Am un băț chiar în colț acolo. Dar nu știu, spre surprinderea mea n-am avut nici măcar un bip la bățul ăla. Asta este o glinjoară frumoșică. Nu ține mult. O lăsăm frumos să plece. Du-te, băi, și cheamă-ți bunicii. Băi, invers. Așa. Bun. Presim că va fi totuși o zi bună, nu știu de ce. E totul așa liniștit. Balta e goală. Nu știu, am o presimțire bună despre ziua de azi. Rămâne să vedem. Pare că un pește s-a hotărât să mă scoate în ploaie. Thank you.
Da, deci toarnă bine, de vreo 2-3 ore plouă în continuu. Așa că o să pun capăt partidei de astăzi. A fost o partidă frumoasă, sincer nici nu mai țin minte câți scrape am prins, dar probabil 5 sau 6. Este de ajuns. Oricum, s-a văzut că s-a mai încălzit apa. Am văzut ceva activitate și pe apă, și prin apă, și pe deasupra. Deci este bine. Până săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână când o să postez alte clipuri, vă doresc sănătate și fir întins și să ne vedem cu bine pe malul lacului. Salutare!